Am singurul iPad curbat din România, curbat în interior, după cum poate se și vede pe cameră, pentru că acum 2 ani l-am uitat pe scaunul șoferului și am uitat că e acolo. Și m-am pus cu toată greutatea peste el și s-a curbat, n-are nimic, funcționează perfect. Am făcut teste de touch, de tot, merge totul perfect. Și îl folosesc din 2020 fără întrerupere. 2020, iarna, din decembrie, fără întrerupere. Funcționează perfect, nu se blochează, n-are niciun fel de lag. E iPad Pro, într-adevăr, cel de 11 inch, poate singurul defect al lui e că e doar de 11 inch, mi-ar fi plăcut poate unul de 12,9 inch. Dar am făcut treabă foarte bună cu iPad-ul ăsta și sunt extrem de mulțumit de el. Dacă merită cumpărat, da. Acum e foarte ieftin, deci poate te scoate în vreo 2.500 de lei. Eu l-am luat cu 5.500 de lei, 256 de giga, dacă nu mă înșel. A fost o grămadă de bani atunci. Mi-am scos banii cu vârf și îndesat pe el, pentru că am putut lucra foarte, foarte, foarte bine pe el. Eu am tot ecosistemul Apple, după cum se poate vedea, și e foarte productiv. Dacă și tu vrei ceva de început, du-te pe ăsta. Nu cred că un iPad mai nou, din generație mai nouă, ar fi cu ceva mai bun decât ăsta, la nivelul nostru de folosire, că nu suntem pro-users. Plus că nimic nu se compară cu un MacBook Pro dacă vrei să faci task-uri de birou. iPad-ul eu îl folosesc pentru logo-uri, semnături, poate mă uit la un film, deci pe iPad se văd filmele mult, mult mai bine decât pe MacBook. Nu știu de ce, asta este părerea mea. Plus că poți să-l porți oriunde cu tine. Merită. Ăsta e răspunsul clar. Merită. Ceea ce cred că merită de asemenea și poate fi și mai ieftin, e tot din generația ăstuia, iPad Air. La fel de potent, nu are cele două camere plus LiDAR, dar nici nu-ți trebuie. Nu faci poze cu iPad-ul, că faci niște poze oribile. Și LiDAR-ul nu l-am folosit niciodată. Poate un iPad Air ar fi și mai bună combinație pentru tine. Succes!